După pichetările organizate în capitală de angajații din sănătate, a venit rândul oamenilor de la catedră să iasă în stradă. Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, structură la care este afiliat și sindicatul Liga Catedrelor Didactice Giurgiu, încep pichetările în zilele de 28, 29 și 30 octombrie la sediul Guvernului și la sediul USL. A doua activitate va avea loc pe 6 noiembrie, când la București va avea loc un meeting urmat de un marș de protest. Vom participa și noi, cei din județul Giurgiu, cu 100 de oameni. Sindicaliștii cer guvernului să aloce 6% din PIB pentru educație și să modifice legea educației naționale. Printre pichetări și mitinguri, salariații din învățământ vor fi în grevă japoneză și vor purta o banderolă albă pe braț. Se va intra la clasă, orele se vor desfășura, programul nu va fi cu nimic afectat, toată lumea își va respecta programul și își va face își va îndeplini sarcinile de lucru. Dascălii doresc eliminarea discriminărilor existente în prezent, creșterea calității actului de instrucție și educație și o mai mare implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor din învățământ. Printre revendicări se mai numără adoptarea unei noi legi a salarizării și depolitizarea învățământului.